Salutare, morocănosule! Frumoasă zi, hă? Mie nu-mi plac zilele frumoase. Ha? Ce se întâmplă? Ne-am întârziat? Ce avem la cină? În regulă, pe lista sarcinilor de azi, faceți o baie neîngrijitului. Se oferă cineva? Așa te vreau, cochetule! Mulțumesc! Dar o să-mi ștrumfesc mâinile mele frumoase cu noroi! Deci, acum cine va avea grijă de bebe? Rândul tău, sportivule! Oh, da! Mersi, ștrumfițo! Aproape uitasem! Apoi avem legănatul leneșului, depictat casa pictorului, aranjat laboratorului papaștrumf. Pot să fac eu asta! Aș face orice pentru dragul meu papaștrumf, bine? Apoi trebuie să curățăm coșurile, să curățăm fântâna, organizăm capacele pe mărime, să ascundem trompeta cântărețului. Să vedem ce mai e de făcut. Morocănosule, tu poți curăța hambarele melcilor. Mie nu-mi place mâzga. Adună nucile atunci. Mie nu-mi place să adun. Păi, las-o baltă. Ție nu-ți place nimic, bine? Scuze, glumețule, dar tu te ocupi de nuci și de melci. Dar asta nu e corect! Cum rămâne cu morcănosul? El nu va face nimic? Mie nu-mi place nimic. Da, știm, ție nu-ți place nimic, deci nu o să faci nimic. Hei, asta îmi dă o idee. Maimuță, fi drăguță, o să-ți dau două alune, ce zici? Îți bagi joc de mine? Bine, trei și batem palma. Mersi, maimuță! Mie nu-mi place să-mi ridic picioarele. Scuze. Hei, morocănosule, vrei să mă ajuți să-mi ștrumfesc mătura? Mie nu-mi plac măturile. Ești sigur că nu vrei să ajuți? Mie nu-mi place să ajut. Nu te vei mai supăra, morocănosule. Poțiunea asta te va transforma într-un ștrumf drăguț de ajutor. Nu o să mă descurc. O să ștrumfesc alt dezastru. O simt, pur și simplu. Hai, morocănosule, ajută-mă, te rog. Ia bine. Ce se întâmplă cu mine? Mersi, morocănosule. Mie nu-mi plac mulțumirile. A funcționat! De acum înainte o să fii de acord cu orice. O să fie distractiv. Mie nu-mi place să spun da. Mai vedem noi. Acum mergi și ștrufește niște nuci și adu-le aici. Prea bine. Mie nu-mi place să mă supun. Mie nu-mi place să strâng nuci. Mă bucur să te văd așa încântat. Nu uita să mergi să cureți și mâzga de melci. Mie nu-mi place să... Bine. Sfinte ștrumf! Asta numesc eu curățenie. Perfect! Acum că treaba e gata, e timpul să ne distrăm. Se pare că nu avem același simț al umorului. 98, 99, 100, 101. Bine! Nu-mi place să... Bine! Fața mea frumoasă! Ei, cine a făcut asta? Morocănosule, pentru altele! Stai să vă scânt de primă! Trece-n apoi! Nu-mi plac glumele tale. De ce nu mergi și ștrufești cadoul bucătarului? Bine!
gata acum, bucătarule? Oh, uite, lacomule, un cadou! Ce drăguț din partea ta, ștrumfule! Mie nu-mi plac cadourile explozive. Spatule înflăcărate! Îmi arde pizza! Pizza mea specială a ars. Mie nu-mi place pizza arsă. O, da? De ce nu ștrumfești puțină supă dezgustătoare de la Gargamel mai bine și vedem cum îți place? Prea bine! Ștrumfește-te, lacomule, o să-ți fac altă pizza. Hei, bucătarule, nu l-ai văzut pe morocănos, nu? Mi-a ștrumfit cadoul și este... Nu trebuie să-mi zici mie, l-am trimis la Gargamel să vadă dacă îi place supa lui mai mult decât pizza mea. Ce? Încetează, Azrael, este supa mea. Vânează un ștrumf dacă vrei să mănânci ceva. Mie nu-mi place supa lui Gargamel. Ce? Și nu-mi place nici de Gargamel. Îți place supa mea? Atunci poate vei prefera să fii în ea. Cât despre tine, Azrael, dacă ești cu minte, poate-ți dau și ție o bucată de ștrumf. Pune-te ăsta aici. Deci, vreau 5 fire de păr. Prea bine! Niște salivă de căpcăun. Prea bine! Mie nu-mi plac barele. Vrei să faci liniște? Nu mă pot concentra la rețeta asta. Prea bine! Nu mai spune prea bine, tu... Prea bine! Hai, treci odată! Prea bine! Unde am rămas? Repede, hai să o ștrufim de aici! Ce tot ștrufești? A fost doar o glumă, haide! Morocănosul e gata să ne întoarcem în sat acum! Da, Azrael, pisică bună de nimic! Mie nu-mi plac cei buni de nimic! Vino aici acum, pidicanii! Prea bine! Incredibil! Un ștrunf supus? De ce nu ai zis așa, Azrael? Schimbare de plan. Piticul e al meu. Stai o secundă. Ar putea fi un truc. Să vedem. Atingeți nasul. Prea bine. Atingeți urechea cu genunchiul și miaună. Prea bine. Miau, miau. Perfect. Și atunci, dragul meu ștrumf micuț, du-mă în satul tău. Prea bine! Nu! Trebuie să-l opresc! Ce noroc pe noi, Azrael! Nu pot să cred! În seara asta, toți ștrumfii vor fi ai mei, în sfârșit! Morocănosule, vino pe aici! Prea bine! Repede, pe aici! Prea bine! Mi-a dispărut ștrumful! Iuhu! Pe unde ești, vierme mic și murdar? Haide, nu mai mi-e un an, tafleațo! Nu mă poate auzi din cauza ta! Ah, sac de purici inutil! Ștrumf supus, vino aici imediat! Nu, întoarce-te! Prea bine! Întoarce-te aici imediat, piticanii! Prea bine! Nu, nu pe acolo! Pe aici! Prea bine! Treci aici imediat, piticanii albastre! Prea bine! Întoarce-te în sat, cu mâinile la urechi! Prea bine! Nu voi ocupa de Gargamel! Vreau ștrumful supus! Dacă nu, o să distrug întreaga pădure cu răutatea. Prea bine. Aici erai. Ajunge cu deapața spulselea. Du-mă satul ștrumfesc chiar acum. Prea bine. Azrael, mă poți prinde din urmă când termin cu bucitul. Ah!
ești? Ești sigur că ăsta e drumul cel bun? Mami, vreau să mă dau jos. Prea bine! Urăsc, Snoopy! Îi urăsc! Hai acasă, Azrael. Deci, amice, ești supărat pe mine? Mie nu-mi place să mi se dea ordine. Știu, știu, îmi pare rău, pot să mă ierți? Prea bine, mie nu-mi place să mă cer cu prietenii. A fost destul de comic totuși. Dar aș vrea să-ți deschizi cadoul. Prea bine!